Bună și bine v-am găsit la un nou tutorial de pe canalul acesta. Astăzi vă voi arăta cum să scoateți Minecraft pe orice versiune și cu Forge Optifine. O să vă las acest link în descriere și noi intrăm, apăsăm aceasta umore. Dăm mai în jos și punem donul. Așteptăm puțin. Așa se încarcă puțin. Uitați, vă s-a încărcat. Și acum apăsăm de aici. Apăsăm da. Sau yes dacă calculatorul vostru este pe limba engleză. Apăsăm aici. Și trebuie să apăsăm de aici. Dar eu deja am acest Minecraft și nu mai trebuie să-l scot încă o dată. Apăsăm de aici, el se încarcă, dar eu nu. Asta a fost tot, n-a fost lung tutorialul, foarte ușor. Linkul acesta o să vă las în descriere și vă arăt cum este Minecraft. Stați puțin. Unde aici ca așteptăm o leacă să încarce. Așa. Se deschide. Așa, hai deschide-te o dată. Uitați. Cam așa se deschide. Launcher, the launcher for Minecraft. Trebuie să așteptăm. Așa. Încarcă-te. Cred că încă puțin trebuie să așteptăm. Așa, hai. Uitați. S-a deschis Minecraft-ul. Uitați-vă, noi aici avem toate versiunile de Minecraft până la 1.0 chiar. Puteți să vă puneți orice versiune. Uitați-vă câte sunt. De acolo. Uitați-vă, este și Optifine deodată și stați. Și Forge. Așa că puteți să puneți deodată și moduri pe acest Minecraft foarte simplu. Și cam asta a fost. Like și subscribe dacă v-a plăcut. Nu uitați de like. Linkul acela o să vă las în descriere să downloadați Minecraft-ul și astăzi a fost Ciprian și pe mâine.